Vreau să începem cu prezentarea. Pentru cei care nu ne cunosc, noi suntem Șimand Șomoșcheș. Șir-șir. Eu sunt Corneliu, Silviu, Alin, George, Laurențiu și George. Scuzați emoțiile. În această după masă am fost luat prin surprindere, chiar în urmă cu 2 minute, am mers în sală și aș vrea ca, într-un fel, să repet experiența pe care am avut-o eu. Nu e referitor la familia Tyler, e referitor la ceea ce Dumnezeu a făcut prin familia Tyler. Era o perioadă în viața mea în care eu aveam dubii în privința credinței. Nu știam ce caut eu în biserica asta. Care e rostul meu aici? Când mergeam la școală, știți cum se spune la români. Lumea nici alba nu crește, dar poveștile înfloresc. Tot timpul se povestea. Păi eu am fost în weekendul ăsta, am tras un show de ăla adevărat, super tare. Dar tu ce ai făcut? Păi eu am fost la biserică. Și atât. Ce altceva? Păi și nu te distra nici cum nu. Acesta a fost momentul în care eu am început să-mi pun semne de întrebare. Oare e locul meu aici în biserică? La care am fost invitat să particip la un instructaj. În acel instructaj am putut să învăț ce înseamnă să fii tânăr adventist. Ce înseamnă să te bucuri împreună cu tinerii adventiști. Ce înseamnă să cânti împreună cu ei, să te rogi împreună cu ei, să simți împreună cu ei și să fii călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Prin familia Tyler, Dumnezeu a lucrat la inima mea și o spun cu tărie. Chiar dacă nu e momentul să... Deci eu personal nu ridic în slăb familia Tyler ca să nu fiu luat. Eu vreau să spun că Dumnezeu prin dumneavoastră și prin sora mea, prin mama mea, a lucrat la inima mea și mi-a schimbat viața. Și tot timpul m-am bucurat de acel sprijin pe care voi mi l-ați oferit în momentul în care m-am avut nevoie. Aș vrea și am vrea toți tinerii ca să rămâneți aceeași mama mea și tata Benny sau fratele Benny, să rămâneți și pe mai departe. Dar tu știi și dacă nu știi piesa. Poate scrii zero.